Pentru a doua oară, pe strada stadionului din municipiul Media s-a asfaltat pe ploaie. Ieri după amiază, societatea Hidroconstrucție a turnat de zor asfalt direct în apă. Directorul general al societății Apa Trnave Mari, Virgil Bucșe, spune că turnarea a fost oprită în momentul în care s-a aflat, iar pentru asfaltul pus se va verifica în ce măsură este în regulă, dacă nu va fi scos și înlocuit pe cheltuiala constructorului. Ieri a sosit o mașină de 40 de tone de asfalt de la Hidroconstrucția Sădeș. A venit, mașina a ajuns cu întârziere. Începuse ploaia, muncitorii s-au apucat într-adevăr să toarne. În momentul în care am aflat că am primit și eu telefon, am trimis imediat echipa de supervizare, au oprit turnarea și cel puțin 20 de tone de asfalt au fost pierdute, au trebuit să fie depozitate. Deci, pentru partea care s-a turnat deja, am luat decizia să facem o verificare peste câteva zile printr-o carotă sondaj să vedem care a fost priza pe care s-a realizat în turnarea asfaltului. Dacă nu corespunde, ea va fi scoasă afară.